Hepatita este considerată în continuare o problemă de sănătate publică în România. Țara noastră se situează, din păcate, în continuare în locuri fruntașe în Uniunea Europeană când vine vorba de numărul cazurilor pacienților care suferă de hepatită C, B, de exemplu, poate cele mai întâlnite de către noi toți. Ce se întâmplă în acest moment în România din punct de vedere al accesului la terapiile care au rezultate foarte bune? Aflăm de la profesor universitar dr. Paul Mitruț, medic primar medicină internă și gastroenterologie la Centrul Medical Renașterea și totodată șeful Clinicii Medicale 2 de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova. Ne povestește despre cum pot să aibă acces pacienții la terapia fără interferon în scurt timp, dar și cum putem să ne raportăm la cazurile de hepatită post-pandemie COVID-19. Bună ziua, domnule doctor, vă mulțumesc că ne-ați primit. Și eu mulțumesc foarte mult, nu ne-am mai întâlnit de mult și cred că era nevoie de așa ceva, pentru că mai ales post-pandemie s-au schimbat foarte multe lucruri, au fost practic o modificare a profilului bolilor hepatice. Din păcate, multe dintre ele au fost neglijate, nu au mai fost o monitorizare corectă, mai ales a hepatitelor virale, deși programul a mers mai departe și, de asemenea, din păcate, au crescut foarte mult bolile hepatice metabolice. De fapt, la congresul recent al Asociației Gastroenterologilor Americani din toamnă de la Boston s-a menționat foarte serios că aproape 3-4 miliarde de oameni au afectare hepatică, dar, din păcate, foarte mulți nu știu acest lucru. De fapt, este un iceberg, adică sunt cei care ni se adresează, sunt o mică parte din cei care suferă. Și iarăși ce s-a accentuat foarte tare e faptul că în următoarea perioadă vor crește foarte mult incidența bolilor hepatice metabolice. Ce înseamnă aceasta? Adică sunt bolile hepatice asociate alcoolului, bolile hepatice asociate sindromului metabolic sau MASLD-ul, sindromul metabolic asociat steatozei hepatice și, foarte important, bolile hepatice datorate medicamentației, medicamentelor și a celorlalte suplimente alimentare, care au o creștere foarte mare și multe dintre ele duc la leziuni severe și chiar la transplant hepatic. Din păcate, după pandemie, de exemplu, a crescut consumul de alcool. A crescut consumul de alcool inclusiv la femei. Iar consumul de medicamente iarăși a crescut foarte mult cu multe medicamente hepatotoxice, încât afectarea hepatică, aceasta zisă metabolică, a crescut foarte mult. Privitor la bolile hepatice virale, programele s-au derulat și se derulează în România, dar nu s-a mai făcut screening activ, mulți pacienți nu s-au mai prezentat la medici și, ca atare, cu surprindere constatăm că încă sunt foarte mulți pacienți care prezintă infecții cu virusuri hepatice și care trebuie să fie tratați. Deci putem să spunem că după pandemie a crescut numărul pacienților cu hepatită și provocarea devine și mai mare și pentru medici și pentru statul, care trebuie să asigure suport medical de la prevenție până la tratament și urmărirea pacientului. Cu siguranță, de exemplu, Organizația Mondială a Sănătății a menționat că în perioada aceasta în lume, dar foarte actual și în România, există trei priorități. În primul rând, tratarea hepatitelor virale prin acele programe naționale. Am mai spus eu și cu altă ocazie, există un program OMS din 2016 până în 2030, prin care se urmărește, în primul rând, depistarea a peste 90% din cazurile de infecții virale hepatice, respectiv C, B, D, E. De asemenea, tratarea a cel puțin 80% din acestea și vindecarea a 60% din ele, ceea ce sunt obiective extrem de îndrăznețe. România participă la acest program OMS și cred că de la 1 iunie va începe din nou programul de terapie antivirală hepatita C. Deja ni s-au transmis clar condițiile de începere. Și în al doilea rând, al doua problemă actuală, creșterea incidenței acestor boli hepatice metabolice, care au fost ignorate, dar care vor domina, se pare,
tabloul clinic în lume și în România prin anii 2030, care nu sunt departe, și care înseamnă boli hepatice metabolice date de sindromul metabolic asociat obezității, diabetului, dislipidemiei, boala hepatică alcoolică și boala hepatică medicamentoasă. Aici, de exemplu, trebuie programe naționale. Programe naționale cum se fac în cardiologie, de prevenție a bolii hepatice metabolice. De exemplu, trebuie programe pentru controlul dislipidemiei, pentru controlul diabetului, a obezității, promovarea mișcării. N-am auzit și cred că nici dumneavoastră n-ați auzit să se direcționeze spre prevenția bolii hepatice metabolice. Se discute numai de boala cardiovasculară. Boala cardiovasculară asociază hepatita metabolică și de aceea trebuie să prevenim aceasta, că și asta duce la ciroză și la deces. În general, în România se vorbește foarte puțin despre hepatita metabolică, vorbim despre hepatitele virale, în general în discursul public, în presa medicală, se tratează aceste subiecte legate de hepatita C, B, A, despre care există cât de cât o formă de educație medicală și de prevenție în populație. În schimb, se vorbește foarte puțin despre hepatită metabolică. Da, hepatita metabolică e cea mai frecventă și va fi cea mai frecventă entitate, de fapt grup de entități, m-am zis până în 2030. De ce? Pentru că alcoolismul a crescut foarte mult. Încă hepatita alcoolică domină tabloul afectării hepatice. În România, în toate țările europene și țările vestice, a crescut în perioada aceasta. Ea se asociază cu alcoolismul cronic și duce la deces prin ciroză și carcinom hepatocelular. Al doilea lucru, această hepatită dată de disfuncția metabolică. Există obezitate foarte mult, există diabet. Am văzut și în pandemia de COVID, diabetul a favorizat decesul la pacienții infectați. Și aici diabetul se asociază aproape în 50% din cazuri, dacă nu mai mult, cu boala, cu afectarea hepatică, cu steatoza hepatică. De asemenea, dislipidemia, care dă boală cardiovasculară, dă și boală hepatică. De ce? Pentru că e datorată modului de viață actual și modului de alimentație. Adică sucurile, aceste sucuri, toate au fructoză și favorizează depunerea hepatică și apariția hepatosteatozei. De asemenea, alimentația de tip fast food, obezitatea ca atare, aceste operații de slim gastric ameliorează, e o metodă de tratament și a bolii hepatice metabolice. Și al treilea lucru care nu aș vrea să-l neglijez este folosirea de multe ori a medicației hepatotoxice și a suplimentelor alimentare care sunt hepatotoxice, inclusiv a ceaiurilor. Anul trecut, Asociația Gastroenterologilor Americani și Societatea Europeană, ISLU, Societatea Europeană de Hepatologie, au făcut o nouă clasificare a bolii hepatice metabolice și acolo se menționează foarte mult această, înainte se numea ficatul gras non-alcoolic, acum se numește sau NEAFLD, acum se numește MEASLD, adică disfuncțiile metabolice asociate steatozei hepatice. Este, de fapt, steatoza care apare la indivizi care prezintă obezitate, mai ales abdominală, obezitate abdominală, care prezintă prediabet sau diabet, care prezintă dislipidemie, adică mai ales creșterea trigliceridelor și scăderea HDL colesterolului, și și hipertensiune uneori. Deci practic toți acești pacienți sunt cu risc cardiovascular crescut. Sunt acei pacienți cu risc cardiovascular care pot să facă infarct, care pot să facă accidente vasculare cerebrale, dar care au și afectare hepatică. Și unii dintre ei fac forme severe, pentru că există dintre ei cam 10-15% care evoluează spre forme active și ciroză. Practic, prevenția trebuie făcută cumulat pentru toate aceste lucruri. Până la urmă, ajungem tot la stilul de viață, exact ce ne spuneați mai devreme.
prevenția venită din felul în care alegem să ne alimentăm, să fim sedentari sau nu, să facem controle periodice chiar și atunci când nu avem simptome? Cu siguranță, cu siguranță. Și dacă suntem pe primele locuri la bolile hepatice virale, la boala hepatică alcoolică, și aici începem să creștem, dar nu suntem pe primul loc. Sunt alții, e adevărat, americanii sunt înaintea noastră, iar în Europa suntem pe la mijloc, adică cam, se zice cam 20% din populația României, cam la fel ca Ungaria, are această disfuncție metabolică asociată steatozei hepatice, acest ficat gras non-alcoolic. Însă creșterea este în permanență, pentru că, vedeți, alimentația cu probleme, care la ora actuală, lipsa de mișcare, toate acestea favorizează încet tulburările metabolice de orice fel, duc la creșterea incidenței acestei afecțiuni, care e foarte gravă și, în primul rând, favorizează, pe lângă riscul propriu-zis hepatic, duce și are și risc cardiovascular, deci pacienții au risc cardiovascular și au și risc oncologic, adică favorizează apariția bolilor oncologice diverse la acești pacienți care au un risc mai mare din punct de vedere, inclusiv de carcinom hepatocelular. În acest moment, ce tip de hepatită întâlniți cel mai frecvent în cabinet? Întâlnim cam toate tipurile. Deci, în primul rând, hepatita alcoolică este și a crescut ca incidență. O întâlnim și aici, o întâlnim și în spital foarte frecvent. Se internează prin urgență. Din păcate, sunt cazuri, sunt pacienți care consumă foarte mult alcool și care au ciroze, care unele dintre ele sunt decompensate și pun probleme majore de supraviețuire. De asemenea, întâlnim și boala ficatului gras non-alcoolic sau MASLD-ul, aceste disfuncții metabolice, care o întâlnim frecvent și de multe ori asimptomatică. Vin pacienți și le facem probele biologice, nu găsim virusuri, dar găsim un ficat foarte mare, steatozic, cu modificări ale probelor biologice și depistăm această afecțiune care, de fapt, nu i-a deranjat până în momentul respectiv, dar cu siguranță îi va deranja. Și, de asemenea, sunt încă boli hepatice virale multe, incidență destul de mare. Surprinzător, eu credeam că după atâția ani de tratament o să ajungem la fundul sacului, dar problema este că trebuie acum să facem și screening activ, adică să ne deplasăm chiar în anumite comunități, să facem determinări de virusuri pentru a-i depista pe cei care au aceste virusuri hepatice, căci, din păcate, unii dintre ei n-au niciun fel de simptom, sunt cu ciroză și ei nu știu că au acest lucru. De fapt, a treia problemă pe care o semnalează OMS-ul e faptul că nu sunt încă multe cazuri de ciroză hepatică avansată care nu e diagnosticată. Și ei pun problema să cooptăm cât mai mulți medici, medici de familie, medici interniști, medici infecționiști, medici de alte specialități în recunoașterea acestei afecțiuni, care este o boală severă, este stadiul final al bolii hepatice cronice, care poate să fie virală, metabolică, alcoolică și care, dacă nu o depistezi la timp, de multe ori nu mai ai ce să faci. Din fericire, încă noi avem terapie antivirală, avem programul național pentru hepatita C, pentru hepatita B avem un program continuu de tratament și vestea cea bună, care sper să se realizeze, este hepatita Delta, la care s-a lansat deja tratamentul cu bulevirtidă sau Hepcludex, un tratament foarte costisitor și care sperăm că într-o lună, două va fi introdus pentru a trata acești pacienți. Și în România. Și în România. Deja în România s-a lansat, dar nu s-a lansat efectiv. Adică s-a introdus, dar așteptăm efectiv să începem. Acești bolnavi cu hepatită Delta sunt cei mai gravi, este cea mai severă formă. Mulți dintre ei ajung foarte rapid la ciroză și la carcinom hepatocelular, iar apariția acestui tratament e o speranță foarte mare. Hepatita Delta se asociază hepatitei B. Pacienții cu B, cei care sunt foarte activi, pot să, în timp să se coinfecteze cu Delta.
Și Bulevirtida este o speranță mare. Acum noi îi tratăm numai cu peginterferon, cu rezultate nu foarte bune. Am avut cazuri, unele dramatice, adică tânăr de 29 de ani care a făcut transplant hepatic la 29 de ani din cauza hepatitei Delta. Din fericire e bine, are și un copil, dar totuși sunt 29 de ani, 29-30 de ani. E o tragedie, adică trebuie tratate din timp. Și mai sunt, poate o să discutăm și cu alte ocazii, mai sunt și alte tipuri. Mai este și hepatita E. Hepatita E, care de gen ce mai multe cazuri apar și la noi, e prezentă în toată Europa, deși incidența cea mai mare este în Africa, în Asia. Acolo, în fine, e cu transmitere fecal-orală, la fel ca hepatita A, dar se transmite și materno-fetal, se transmite și prin produse din sânge. Nu avem program pentru ea, sperăm să fie, dar eu am câteva cazuri și uneori evoluează sever. Noua terapie pentru Delta va fi asigurată tot prin program național de Casa de Asigurări? Da, ea e foarte scumpă, e de ordinul sutelor de mii de euro, dar va fi integral gratuită. E un efort deosebit și chiar mă bucur că s-a făcut. Este o firmă care de fapt ne asigură suportul și pentru hepatita C și care aduce, firma americană, care aduce și pentru hepatita Delta. Spuneați că începe din nou accesul la terapia fără interferon pentru hepatita C. Ce trebuie să facă pacienții ca să beneficieze de ea? Da, sperăm că acum. Noi deja am pregătit, am vreo 15-20 de pacienți care așteaptă, au deja dosarele făcute. Nu s-a schimbat foarte mult. De fapt, la Congresul de Medicină Internă, care l-am avut recent la Căciulata, am avut o conferință în care am făcut chiar referire la abordarea multidisciplinară a infecțiilor virale pentru a coopta pe toate specialitățile în tratamentul, în depistarea și tratamentul. Deci ajutorul din partea tuturor, medici de familie cu care colaborăm și colaborez excepțional. Unii din ei sunt mai bine informați decât alte specialități. Trebuie să ne trimită nouă, să facă anticorpii antivirus hepatic C și antigenul HBS. Din 2018, Casa de Asigurări a dat gratuitate la analize pentru virusuri hepatice prescrise de medicii de familie. Deci, pacienții trebuie să-și determine virusurile. Chiar dacă n-au simptome, este încă un mesaj pe care îl transmit, să-l facă deși nu au simptome, pentru că poți să aibă surprize. Hepatita C, chiar dacă n-ai simptome, poate să fie foarte activă. Sau sunt simptome ignorate. Deci trebuie depistat. Dacă virusul este prezent, trebuie trimis la noi, pentru că următoarele etape le facem noi. Le facem viremie, le facem fibromax sau fibroscan, le facem dosarul și le dăm tratamentul. Tratamentul se dă indiferent de stadiul afecțiunii sau numai în cazurile de fibroză avansată? Nu, tratamentul pentru fibroză avansată a fost doar în primii ani, prin 2015, 2016, 2017, când s-au tratat inițial numai pacienții cu ciroză, cu F4, pe urmă F3, acum se tratează toți. Chiar dacă nu are afectare hepatică, are fibroză zero, dar virusul e activ, se face tratament. Se face tratament și este foarte important să se trateze toți, pentru că obiectivul este să nu mai transmită la alții virusul. De aceea trebuie să-i depistăm și să-i tratăm. Atenție, să știți că hepatita C și B au manifestări extrahepatice foarte frecvente. De exemplu, de ce cerem ajutorul altor specialități? Ei ajung la dermatologie cu fel de fel de erupții și ajung la oftalmologie, ajung la neurologie. De exemplu, hepatita E, principalele manifestări sunt neurologice. Și nu știu de ce au, și dacă le faci determinarea acestor virusuri, le descoperi și poți să rezolvi. La nefrologie au o afectare renală frecvent. Încât e foarte important ca medicii să fie informați și să știe. Chiar mulți dintre ei să fie informați, să știe și să încurajeze pacienții să se trateze. Vestea bună este că această terapie are rezultate foarte bune, ați tratat foarte mulți pacienți. Da. Aveți un număr al pacienților pe care l-ați tratat?
400 sunt până acum. Am mai spus și cu alte ocazii, am avut doar 3 sau 4 care n-au răspuns la prima cură și avem și pentru recădări. Avem. Problema este, avem tratament, este deja aprobat. Problema este, atenție, un lucru care m-am confruntat foarte frecvent. Pacienții tratați, să știți că recidive nu prea fac, nu fac recăderi, mai ales la hepatita C, dar se duc, de exemplu, la ei în comunitățile lor, ajung la medicii de familie, medicii de alte specialități, le fac determinările virusului și găsesc virusul C prezent. Le spun, vezi că te-ai tratat, dar nu te-ai vindecat, vezi ce e, că, sau te du-te în altă parte, că n-a fost bine. Trebuie să rețină medicii cei de alte specialități. Virusul rămâne prezent. Deci virusul, anticorpii antivirus hepatic C și antigenul HBS și după tratament rămâne prezent. Problema e că el devine inactiv. Ca să vezi că e inactiv, trebuie să-i faci viremie, să-i faci ADN-ul viral. Ceea ce e destul de scump și îl facem noi când considerăm că e nevoie. Dar nu trebuie să sperie pacientul că nu s-a vindecat, nu s-a tratat, că n-a avut efect. Au venit cu probleme. Unii, vreo doi ani, trimis la psihiatrie pentru că făcuseră crize de panică, că ei sunt încă bolnavi, că nu s-au vindecat. Că... Nu. Deci rămâne pozitiv antigenul HBS și anticorpii, dar viremia ne arată că virusul este inactiv. Nu mai are efecte negative în organism. Da, normal. Este blocat și este inactiv. Ultimele statistici pe care eu le-am găsit arată că în România, din 2 milioane de oameni care apar în evidențe cu hepatită B, doar 1% urmează tratament. Este cumva exact ceea ce spuneați dumneavoastră, că foarte mulți trăiesc cu boala fără să ajungă la tratament. Da, apropo de chestia asta, deci știu că am avut o prezentare la o conferință cu doamna profesoară Aramă din la Institutul Matei Balci din București și o doctoriță de familie, pe bună dreptate, pentru că ea a spus, da, de ce să trimitem pacientul la medic specialist, că oricum îl trimit înapoi și nu-i dau nimic. Problema hepatitei cu virus B e puțin mai complicat. Deci sunt foarte mulți purtători de virus B și în România sunt mulți, e adevărat. Nu știu dacă îi cunoaște, nu cred că e 1%, cred că e mult mai mult depistați și tratați. Noi tot ce prindem tratăm. Problema e următoarea, că depistăm antigenul HBS. El poate să fie virusul, după aceea la viremie, ADN-ul viral, poate să arate că e replicativ, adică că e activ sau nu. Există niște protocoale. Dacă viremia ADN-ul viral e sub 2000 de unități, se monitorizează în timp, nu se tratează antiviral. Se consideră că nu e un risc pentru pacient. Dar el trebuie să vină din 6 în 6 luni, să-i determinăm periodic și dacă crește, să-i dăm tratament. Dacă este foarte mare, atunci se dă tratament. Încât sunt din 10 pacienți cu infecție cu virus B, are condiție, are recomandare de tratament 1 sau 2. Dar ceilalți nu sunt considerați sănătoși. Da, rămân în urmărire. Da, ar trebui să înțeleagă și ceilalți, și medicii de familie, de exemplu, că nu e purtător sănătos. Că ne putem trezi peste 3-4 ani că ăla s-a activat și noi nu l-am monitorizat și e cu ciroză. Tocmai de aceea e importantă urmărirea. Urmărirea lor. Nu sunt atât de mulți netratați. Nu îndeplinesc condițiile protocolului și al casei de asigurări și protocolului de tratament în general. În acest moment, în hepatita B, avem un tratament la fel de puternic, de eficient, așa cum este în cazul hepatitei C? Rezultatele nu sunt la fel. Este o diferență, e adevărat, mare și în hepatita C este un tratament spectaculos. Dar e o diferență între cele două virusuri. Știți că pentru descoperirea virusului C s-a luat premiul Nobel. Cei trei oameni de știință care au descoperit virusul C în 1993, eu mi-amintesc de momentul acela, se numea hepatită non-A, non-B și au zis C după aceea. Ei au descoperit virusul C, iar tratamentul care a evoluat în timp până în 2020 le
datorită acestei rate de vindecare de 99,9%, li s-a dat premiul Nobel. Este o realizare și o poveste de succes în medicina contemporană, cum este și Helicobacter pylori. Iar poate o să discutăm odată. Că e o poveste frumoasă, eu le spun studenților mei, pentru că poveștile frumoase ne fac să fim optimiști. Ce se întâmplă? În hepatita, virusul C este un virus ARN. El, din acest punct de vedere, poate să fie tratat și inactivat printr-o cură scurtă de tratament. Terapiile în hepatita cu virus C sunt între 2 și 3 luni. Și negativează, practic inactivează virusul în 99,9% din cazuri. În hepatita B, virusul B e un virus ADN. El intră în ADN-ul celulei hepatice. Și de aia nu prea putem scăpa de el. Este o problemă. Și din cauza aceasta, terapia în hepatita B se face continuu. Este uneori o faci toată viața. Și aici este problema. Se pune problema de complianță, aderență a pacienților la această terapie. Pentru hepatita B, tratamentul, cumva, așa cum spuneați, înseamnă să-ți asumi că aproape toată viața vei fi în contact cu medicul tău și vei urma acest tratament. Un fel de exemplu pot fi poate pacienții cu diabet, care la fel transformă tratamentul în stil de viață. Da, în hepatita B este diferit din acest punct de vedere. Se face un tratament cel mai frecvent continuu, uneori de ani și zeci de ani, prin care se produce o imunosupresie a virusului, care își devine inactiv numai sub tratament. În momentul în care se oprește terapia, el se reactivează din nou. Există cazuri excepționale în care apar anticorpi anti-HBs, prin care se produce o supresie naturală a virusului și se oprește tratamentul. Încât în hepatita B suntem nevoiți și noi și pacienții să facă tratament uneori toată viața. Dar o singură pastilă pe zi asigură practic pacientul că nu va evolua afecțiunea și nu-i creează probleme.